Jelă Sambon. Mandă Doamne, stimați Domnul, onorați invitați, face dăți de o scurtă plăcere să vă pot saluta astăzi numele Universității București, o gază prin tradiția dezbaterilor de idei, a comunităților deschise, dar pașnice, a celor mai diverse opinii despre lume și viață. Iată o temă care preocupă familii din România, preocupă școala, preocupă elevii școlii, preocupă mai puțin societatea civilă și văd cu satisfacție că în rândurile dumneavoastră se mără foarte mulți care s-au preocupat înșiși cu această temă de-a lungul timpului. Pentru această seară am invitat specialiști în domeniu, personalități din cultura română care s-au ocupat de-a lungul timpului destul de insistent de această temă și vă rog să-mi permiteți să prezint. Voi începe respectând principiul seniorității cu academicia Mircea Fronta, care este absolvent la Universității noastre, doctor al Universității noastre, profesor vreme de decenii aici, unul dintre mari specialiști în filozofia cunoașterii. Profesorul Fronta a publicat de-a lungul timpului sute de articole în revistele specialitate, a editat zeci de volume colective cu studii în materie de epistemologie, de filozofia cunoașterii, s-a ocupat de problema științei, despre modul de cum este acceptată știința în societate. Mai recent, în 2005, a editat un volum pe care țin neapărat să-l amintesc, alături de Hans Claus Koer și Ion Grimsin, Religia și societatea civilă. Iată, deci, o carte de vizită impresionantă și cred că știm acesta și înfiprirea de a vorbi astăzi despre această temă. Alături de academician Mircea Fronta, ne-am astăzi invitat pe părintele profesor dr. Nicolae Acnescu, care este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității noastre și totodată directorul Școlii Doctorale de Teologie Sistematică. Profesorul Acnescu este doctor al Universității de la Hacar, din Hungary. A studiat în Germania, a studiat însă la Institutul Teologic al Universității din București, la Freiburg, la Graz, a fost profesor, a publicat de însuși numeroase articole de specialitate, numeroase cărți în care eu citam informativ astăzi doar ceva, istoria și filozofia religiilor la popoare antice, apoi o carte despre budism și creștinism, apoi o carte despre religie și filozofie Biblia și, în fine, una despre noile mișcări religioase, iată preocupări pe cât de viteză de atât de vaste față de fenomenul religios din Europa sau de alinea. Lângă mine este părintele profesor Vasile Răducă, de asemenea profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, a făcut studii la București, Salonii și Fribur, este chiar doctor al Universității din Fribur, a publicat domnia sa, de asemenea, numeroase studii de specialitate și traduce din nou, din Rost, din Medio-Primo, câteva cărți foarte interesante, pe mine se citesc câteva titluri, Alotriosis la șute la restaurațiun de rău și privat de mis, chiar la cultura apărută, apoi un ghid al creștinului ortodox de azi și o monografie despre monachism egiptean, domeniul pe drept de cercetare fiind eu teoretic, adică pe am înțeles, mai recent. Și în fine, în extremitatea cealaltă a mesei, doctor Eugen Jurpin, cercetător la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române și cofondator de alături de Andrei Peșu, Andrei Ucideanu și alții al acestui institut. Eugen Jurpin este inițiatorul și organizatorul celui de-al șasea Congres European al Istoriei Religiilor, care s-a ținut la București în 2006, a și invitat în volumul lucrării acelui congres. A fondat două publicații de prestigiu pe care le puteți vedea pe masă, Arheus, pe de o parte, și Studia Asiatică, pe de altă parte. A fost vizit prin profesor în Franța, Belgia, Olanda, a publicat în toate aceste țări diverse publicații. Este mai cunoscut în domeniul istoriei religiilor pentru editarea memoriilor lui Konigsberg sau a revistei Salmosis al Imperiale. Cam aceștia suntem în seara aceasta, eu voi intervala rolul de moderator
Și pentru că suntem la universitate, iar universitatea este, în sensul acela de panepistimio, casa în care toate epistemele sunt primite în mod deschis și egal în timpul să ia cuvântul, aș dori să începem chiar în spiritul dialogului.